Crăciunul este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Este timpul marilor opriri din goana acestei vieți. Pentru cei care au familie, este sărbătoarea familiei. Pentru cei singuri, durerea este parcă mai cumplită de Crăciun. Crăciunul este de fapt ziua de naștere a lui Hristos. Avem atâtea falsuri în jur, avem atâtea imagini penibile, avem atâtea caricaturi de Dumnezeu. Dar la Crăciun nu este vorba despre mâncare, despre prăjituri, despre brad, despre lumini, despre reclame sau Moș Crăciun într-o sanie trasă de reni, ci este vorba despre Hristos. Ce reprezintă simbolurile creștine ale Crăciunului, steaua, magii, păstorii, ieslea, corul de îngeri, colindele? Ce reprezintă simbolurile necreștine ale Crăciunului? Bradul, Moș Crăciun pe o sanie trasă de reni, beteala? Documentarul Crăciunul, sărbătoarea luminii, vorbește despre ziua lui Hristos, despre Dumnezeu care a luat trup de om și a trăit pe pământ printre oameni, despre Hristos ca mesager, ca trimis din cer, cu o misiune foarte importantă. Fiecare dintre noi ne naștem ca să murim după un timp. Crăciunul, sărbătoarea luminii, vorbește de asemenea și despre naștere, ca una dintre marile minuni ale lumii, dar vorbește și despre bucuria nașterii lui Hristos, umbrită de scopul clar al acestei nașteri, moartea în locul altuia. Și nu în ultimul rând, fiecare dintre noi căutăm sărbătoarea, ne dorim sărbătoare în viața noastră. Adevărata fericire este să dăm sărbătoare celor din jur. Vă invităm să ascultați acum a doua dintre cele trei părți ale documentarului Crăciunul, sărbătoarea luminii. O naștere înseamnă un om nou. Hristos vorbea despre necesitatea nașterii din nou a fiecărui om pentru a deveni un om nou în Hristos. Dar și ateii vorbeau despre omul nou. Cum poate deveni cineva un om nou? Dr. Silviu Rogobete, șef de catedră la Facultatea de Științe Politice, Universitatea de Vest din Timișoara. Numai Hristos, Creatorul, Agentul Creației, Cel prin care sunt făcute toate lucrurile, pentru care sunt făcute toate lucrurile și prin care se țin toate lucrurile împreună, intrarea acestuia în viața fiecăruia dintre noi, în posibilitatea deschisă fiecare dintre noi de a ne uni cu Creatorul, cu Cuvântul Creator, cu Cel care dă sens existenței. Vedeți, toate regimurile politice au încercat într-un fel sau altul să realizeze omul nou. Ei, omul acesta nou, în mod special în marxism, de exemplu, a fost o mare țintă pe care urma să o îndeplinim și să o atingem. Omul acesta nou pe care și l-a dorit marxismul a eșuat într-un mod atât de dramatic și atât de trist și noi probabil că am experimentat din plin toată urțenia, toată hidoșenia acelui om nou construit de filozofia marxistă, de ideologia marxistă. Am fost atunci la iesea ta.
Fiul lui Dumnezeu se naște într-o localitate obscură și, atât timp cât a trăit pe pământ, nu a căutat nici popularitate, nici faimă, nici simpatia maselor. De Crăciun ajunge la inima lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta îi trădează caracterul, discreția și umilința lui. Și apoi gândește-te cine au fost invitați la nașterea lui. Niște păstori, magi care erau niște păgâni, nu mari preoți, nu guvernator, nici măcar primarul localității acelei micuțe. Pe tot parcursul vieții, Hristos a purtat același mesaj. Nu eu, Tatăl meu. Nu spun nimic decât ce am auzit pe Tatăl meu că spune. Nu se laudă în fața celorlalți cu inteligența, cu spiritualitatea lui, cu descoperirile lui fantastice. Prin aceasta se deosebește de toți profeții celorlaltor religii. Cristina Olariu, din nou dr. Silviu Rogobete. Vreau să vă spun că din perspectiva creștinismului, din perspectiva Crăciunului, din perspectiva întrupării sensului, acest om nou este posibil de a fi realizat. Este realizat în interiorul fiecăruia dintre noi, fiecare dintre noi putem să învățăm să trăim plenar. Evident, nu vom reuși asta niciodată aici pe pământ, însă asta nu înseamnă că nu putem experimenta câte ceva în fiecare zi, din ce în ce mai mult, din ceea ce înseamnă o viață trăită împreună cu Hristos. Care este cel mai reprezentativ Crăciun pentru dumneavoastră și de ce? Lector universitar Marius Radu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dacă ar fi să mă gândesc la Crăciun, cel la care mă gândesc cel mai mult e Crăciunul care l-am avut imediat în 89. Deci el a fost probabil cel mai interesant Crăciun care l-am petrecut în viața mea. De ce? Pentru că cu o lună înainte, de fapt la 10 noiembrie, când a căzut zidul Berlinului, țin minte că eram la 3 dimineața în casă și am început să plâng, dându-mi seama că vom fi singura țară din tot fostul lagăr comunist, care nu o să avem Crăciun. Dar Dumnezeu a vrut altceva și am avut Crăciun, e adevărat cu... Țin minte că am pus tricolorul pe brad, am pus panglică neagră în memoria celor care au murit, pentru că și în blocul meu muriseră câțiva oameni împușcați chiar în casele lor. Și chiar dacă am stat pe jos, pe parchet, am avut un Crăciun special. În spatele tuturor simbolurilor ar trebui să stea acest concept. În Crăciun noi trebuie să vedem întruparea Fiului lui Dumnezeu, pe Dumnezeu care a coborât între oameni să trăiască, să-i mântuiască și să moară pentru ei. Celelalte simboluri își pierd importanța, valoarea, semnificația lor atunci când sunt lipsite de acest element esențial. Tinu Leontiuc, directorul editurii Noua Speranță. Abordarea Crăciunului depinde și de felul de a fi al fiecăruia, ne spune Anca Păștean în continuare.
Eu sunt o persoană optimistă și în această capcană sunt și alții ca și mine, care nu pot să privească durerea, tristețea. De aceea noi nu prea alegem să privim durerea, tristețea din jurul nostru. Pruncul născut este garanția faptului că Dumnezeu poate aduce speranță în inimile dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, a speranței. Nașterea Domnului transformă și astăzi vieți. Cu toate acestea, aleg acum să privesc tristețea din jurul meu și tristețea din viața oamenilor pe care îi văd, îi cunosc. Sărăcia, boala, singurătatea produc întristare și este normal să fie așa. Sunt alții copii orfani, copii care sunt pe străzi și n-au ce să mănânce când alții au mesele îmbelșugate. De ce s-a născut Hristos? De ce s-a întrupat Dumnezeu pe pământul nostru? L-am întrebat pe pastorul Marius Birgean. Sunt multe răspunsuri la această întrebare, dar aș vrea să mă refer la două. El s-a întrupat renunțând la gloria sa dumnezeiască și și-a asumat umanitatea noastră pentru a ne face pe noi părtași firii dumnezeiești. El s-a întrupat pentru că în trupul lui de carne, de om, să poată plăti plata nelegiurilor noastre ca să ne împace cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Dacă mă uit de la Geneza și până la Apocalipsa, văd în Dumnezeu acel tată care își ține promisiunea. Ne spune Cornelia Stoica. Văd dragostea lui și cred că anul acesta, Crăciunul pentru mine, va însemna ceva mai profund. Mă voi concentra mai mult asupra inimii și pregătirii inimii mele decât asupra pregătirii lor în bucătărie și a pregătirii lor pentru colins și altor lucruri care altădată îmi atrăgeau atenția. Adevărat că Crăciunul în sensul lui tradițional înseamnă extraordinar de mult. Mi-aduc aminte de copilărie și mi-aduc aminte de zăpezile copilăriei. Asta probabil pentru că sunt deja bătrân. Și, dar dincolo de asta, atmosfera pe care ți-o oferă Crăciunul nu prea o întâlnești oriunde. E un Crăciun al familiei. E pentru noi, pentru mine cel puțin, înseamnă plinirea vremurilor. Plinătatea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Hristos. În nașterea Lui, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în Galateni. La plinirea vremurilor l-a trimis pe Fiul Său, odată, de-a pururi, nu ca să vegheze, nu ca să facă ceva, ci ca să se nască, să se întrupeze. Aici cred că se află fascinația, un element din fascinația creștinismului, în faptul că prin intrarea luminii creatoare, prin intrarea Logosului Creator, prin intrarea Cuvântului care dă sens tuturor lucrurilor, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, se deschide posibilitatea realizării acelei mari, acelui mare vis al omenirii, și anume dorința de împlinire, dorința de realizare a ființei umane. Această dragoste a lui Dumnezeu nu este determinată de ceea ce eu fac sau de ceea ce nu fac, ci este o dragoste pe care Dumnezeu însuși alege și hotărăște să-și o ofere pentru noi, peste noi, în eternitate. Cristina de Măcuș.
Ce reprezintă simbolurile Crăciunului? Simboluri care le-am putea împărți în simboluri creștine și necreștine. Dacă ar fi să începem cu simbolurile creștine, adică simbolurile biblice, mai bine spus, ne-am putea referi la stea și la magi. Sunt probabil simbolurile cele mai vehiculate în vremea noastră și cu toate acestea nu sunt cele mai importante. Cred că simbolul cel mai important este simbolul pruncului, care este așezat într-o iesle, dar și acesta își poate pierde importanța atunci când în el nu vedem, de fapt, pe cel care a coborât din ceruri și s-a întrupat în persoana Fiului lui Dumnezeu. De aceea m-aș adresa chiar ascultătorilor noștri. Dr. Alexandru Neagoe, Universitatea de Vest din Timișoara. Poate sunt persoane care privesc la orizontul vieților și nu văd decât nori negri. Prezicerile pe care li le fac unii și alții nu sunt cele care și le-ar dori. În contextul acesta, Dumnezeu vă spune că există o lumină la capătul acestui tunel întunecos și lumina aceasta este copilul născut la Crăciun. Crăciunul este prin excelență sărbătoarea cadourilor. Care sunt celelalte elemente de simbolistică ale Crăciunului? Este important să facem diferențierea între lucrurile care țin de simbolistica acestei sărbători și lucrurile care țin de semnificația ei. Nu întotdeauna simbolistica Crăciunului reflectă semnificația corectă a acestei sărbători și de-a lungul timpului această sărbătoare a fost asociată cu anumite lucruri care nu țin de fapt de ea. La ora actuală, datorită spiritului comercial al vremii în care noi trăim, se supralicitează anumite dimensiuni, chiar și aspectul acesta al cadourilor. Magazinele sunt încărcate cu cadouri de Crăciun, începând cu luna septembrie și suntem bombardați cu tot felul de reclame și motivați să cumpărăm cât mai mult și cât mai mult pentru cei dragi. Este important să facem această diferență. Ochii minților omenești erau prea săraci pentru a contura viitorul Fiului lui Dumnezeu când se năștea în lumea noastră. Dumnezeu însă avea atunci, înaintea-i, perspectiva crucii, a morții pentru păcatul nostru. El vedea împăcarea lumii cu sine și seminția de urmași care avea să moștenească cerul. Din nou, privind prin perspectiva lui Dumnezeu, îl văd și îl recunosc ca creator, ca și un creator plin de fantezie, un creator care a concertat tot ce s-a petrecut în cer și tot ce s-a petrecut pe pământ la nașterea Domnului Iisus. Mă gândesc la atotputernicia lui Dumnezeu, mă gândesc la atotștiința lui și la cât de minunat a concertat el corul de îngeri, păstorii, magii, cât de frumos a pregătit el venirea în lumea Fiului Său. Cerul ai deschis, o lume de vis, copile sfânt, noaptea ai luminat.
întristarea ne-ai luat și zâmbet ai adus pe pământ. Cerul a dăruit, pământul a primit comoara de sus, un cântec etern în inimă ne-ai adus. Frumusețea ne-ai dat, iubirea ne-ai învățat, cerul ne-a dăruit, copile iubiți. Când mă gândesc la ce s-a supus Hristos, sau la ce l-a supus Dumnezeu în planul său pe cel care avea să fie mântuitor, să fie om și Dumnezeu în același timp, e ceva fascinant. Nu cred că dacă aș fi Dumnezeu aș face așa ceva. Aș admite, adică să ajung până acolo încât să fac toate lucrurile extrem de vulnerabile. Diavolul abia așteaptă așa ceva și abia aștepta. Dar ce era, ce este în Dumnezeu, este, dacă vrei, culmea nădejdii pe care o am. Culmea nădejdii este că tot ce face Dumnezeu e mai tare decât tot ceea ce face oricine altcineva în jur. Asta e de preeminență, asta îl face suveran. Astfel, pentru mine, nașterea a devenit un mister extraordinar, cu atât mai mult cu cât Dumnezeu s-a întrupat într-o ființă omenească, în chipul Domnului Iisus Hristos, tocmai ca să locuiască pe pământ împreună cu noi. Și modul în care Dumnezeu a ales să vină pe pământ, pe mine m-a mișcat extraordinar și numai că m-a mișcat, a creat așa o dorință de a cunoaște tot mai mult. Mă gândesc puțin la darurile care se oferă copiilor și acestea au devenit un simbol. Să nu uităm că magii au adus pentru Domnul Iisus Hristos daruri, aur, smirnă și tămâie și toate acestea la rândul lor au devenit niște simboluri. Dar fiecare poate folosit în alt fel, fiecare pervertit oarecum, pentru că oamenii nu le-au înțeles adevărata semnificație. Azi e zi de sărbătoare. Înțeles că perioada aceea de Crăciun este o dovadă puternică și de nezdruncinat a dragostei lui Dumnezeu, în special față de mine și față de omenire. Și că această dragoste a lui Dumnezeu nu este determinată de ceea ce eu fac sau de ceea ce nu fac, ci este o dragoste pe care Dumnezeu însuși alege și hotărăște să-și o ofere pentru noi, peste noi, în eternitate. Vedem alte personaje în jurul pruncului. Sunt magii despre care am vorbit și care reprezintă pe cei înțelepți din toate timpurile. Dar sunt păstorii. Sunt acești reprezentanți a unei clase de jos, a oamenilor săraci, a oamenilor aflați la periferia societății, care vin și ei înaintea pruncului. De fapt, ei au fost primii martori ai nașterii. Ei au fost primii evangheliști umani ai Crăciunului. Ei au fost cei cărora Dumnezeu le-a dat privilegiul să audă pentru prima dată vestea că s-a născut un mântuitor, Hristos Domnul, în Betleemul Iudeii. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îi are în vedere și pe cei nepăstuiți ai soartei, pe cei de jos. Și accesul la Fiul Său este liber pentru oameni din orice categorie socială. Mă gândesc la bucuria care a fost în cer, la îngerii și serafimii care cântau și îl proslăveau pe Domnul Iisus. Și apoi mă gândesc la inima de tată a lui Dumnezeu, plină de dragoste, pentru că altfel Domnul Iisus nu și-ar fi dezbrăcat gloria și slava ca să se nască într-o familie modestă, ca un necunoscut. Apoi vedem figura Mariei și a lui Iosif, părinții pământește Domnului Iisus, Maria, care a fost aleasă ca fiind instrumentul folosit de Dumnezeu pentru a-L aduce în lumea noastră pe Fiul lui Dumnezeu. Iosif, care a fost cel care
l-a luat sub tutela lui părintească pe Domnul Iisus Hristos. A fost tatăl legal, am putea să spunem, al pruncului, cu toate că Fiul lui Dumnezeu s-a născut prin naștere din fecioară, prin naștere supranaturală. Haideți deci, de acest Crăciun, pentru cei care le avem pe Hristos în inimi, să-i oferim cel mai curat și confortabil loc. Iar pentru cei care nu s-au hotărât încă să-l pregătească și să-l poftească pe oaspetele de onoare în locul de găzduire, adică în inima lor. Mă gândesc la naștere astăzi. Așteptarea aceea e fascinantă. Și să nu știi niciodată ce se va naște, dacă copilul tău va fi normal, dacă va fi întreg, dacă nu vor fi malformații sau ceva. Când mă gândesc la ce s-a supus Hristos sau la ce l-a supus Dumnezeu în planul său pe cel care avea să fie mântuitor, să fie om și Dumnezeu în același timp, e ceva fascinant. Vreau să simt ceea ce a simțit Dumnezeu atunci când l-a trimis pe Fiul Lui. Să simt dragostea Lui puternică de Tată și aș vrea să o revărs asupra altora. Aș vrea ca, în primul rând, în familia mea să răspândesc această lumină a Crăciunului și această atitudine de mulțumire și de bucurie pentru darul minunat pe care l-am primit în Domnul Iisus. Sărbătoarea în sine nu a fost o sărbătoare pe care să ne-o fi poruncit Domnul Iisus Hristos, așa cum ne-a poruncit să celebrăm moartea și învierea sa, până la venirea sa. Sărbătoarea, de fapt, a apărut undeva prin secolul IV al erei creștine. Toate acestea m-au îmbiat și m-au atras să gust dintr-un Crăciun al euforiei, al magicului, un Crăciun strălucitor, dar golit însă de esență. Sărbătoarea nu este rea în sine, este un moment de amintire a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și din acest punct de vedere, sărbătoarea este un lucru pozitiv. Dar tot ceea ce împodobește această sărbătoare cu invențiile și cu descoperirile oamenilor, cred că nu face deloc bine sufletului oamenilor, pentru că îi determină să se gândească mai mult la lucrurile de pe pământ decât la cadoul mare ceresc care ne-a fost oferit cu 2000 de ani în urmă. Mă gândesc la miracolul întrupării și mă gândesc la faptul că Dumnezeu s-a dezbrăcat atât de mult. S-a dezbrăcat de ceea ce însemna slava Lui, ca să se facă om, să vină să locuiască în structura noastră, în carnea noastră, să fie vulnerabil. O inima noastră la tine o ia, ca jertfă voim bucuroșa ți-o da, sfințește-o și fă-o ferice a fi, ca-n veșnul a ta să se poată. De fapt, la Crăciun, consider că eu sunt invitata specială la ziua de naștere a lui Hristos și caut în fiecare an, cu ființa mea și cu întreaga mea familie, să-l sărbătoresc pe el și mai puțin pe mine.